Tradiționalele iarmaroace școlare nu vor lipsi niciuna acest an, iar în decurs de o săptămână urmează să fie instalate primele corturi. Aici vor fi puse în vânzare haine, încălțăminte, rechizite pentru elevi, dar și alte articole necesare pentru noul an de studii. Locațiile au fost stabilite de către pretorii de sectoare. Iarmarocul școlar, în strada Ismail 94, în terenul adiacent pieței Extremul. Și, adică vis-a-vis de piața Extremul, este o parcare, deci și în interiorul parcării corespunzătoare. În alte locațiuni, Iarmaroc nu avea. Iarmaroc școlar la Botanică, spre intersecția străzilor Independenței cu Cuza Vodă. Adiacentul pieței de acolo, la Independenței. Independenței cu Cuza Vodă este... Altă locație trecută era piața Dacia de la Dacia 61, dar acolo deja numărul poate fi, da. Și l-am strămutat acolo Independenței cu Cozavod. Solicitările sunt două, scoarul Miron Costin și scoarul Mizon. Urmează, după solicitările care o să fie, stabilim o adresă exactă. Totodată, iarmaroacele vor fi deschise și în sectorul Ciocana, Buiucan și Piața Centrală. În sectorul Ciocana, iarmaroacele vor fi amplasate pe aleea de pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, în perimetrul străzilor Petru Zadnipru și Igor Vieru, la Buiucan pe strada Alba Iulia, în perimetrul Pieței Delfin, iar în centru, iarmarocul va fi amplasat în apropiere de piață. Precizăm că iarmaroacele vor fi deschise până la începutul lunii septembrie.